Salutare și bine ați revenit pe CryptoAce. Astăzi avem un video mai special, un challenge cu Daniel Niță, o competiție între mine și el, să vedem care a reușit să ajungă primul la 10 monede ghicite la prețul acestora sau care a fost mai aproape, mai degrabă, de prețul monedei, nu trebuie să fie ghicită exact. Țineți cont că nu ne-am uitat pe CoinMarketCap special să reținem prețurile cu 2-3 zile înainte. Am lăsat doar așa, din când în când, ne uitam cam ce se mai întâmplă cu piața, dar nu am făcut analize exact pe 20-30 de monede ca să reținem prețul actual, special pentru acest concurs. De asemenea, știm că nu se aude foarte bine, nu am avut lavaliere, am văzut că mai mulți s-a scris acest lucru în comentarii. Așa este, dar nu am avut timp, am fost pe fugă, ne-am trezit de dimineață să mergem la Bitcoin Conference și am filmat cu camera nouă care este foarte bună, dar nu a avut nimic ajustat pentru sunet, așa că bear with us. Înainte să începem, nu uitați că aveți toate link-urile în descriere pentru Discord-ul meu gratuit, Patreon. De asemenea, dacă vreți să ajutați canalul să învățați și alte lucruri, nu uitați să lăsați acum un comentariu să spuneți cine credeți că a câștigat dintre mine și Daniel, cine a ajuns primul la 10, deci scorul o să fie 10, 2, 10, 7, 10, 3 pentru unul dintre noi și în acest challenge cine pierdea mânca o aripioară picantă de fiecare dată. Sper să vă placă și acest tip de conținut, vom încerca o dată la câteva săptămâni, luni, depinde cum ne întâlnim, poate să mai facem și ceva de genul acesta dacă avem idei. Enjoy! Ar trebui, știți ce ar trebui să faceți voi? E cam târziu. Ar trebui să faceți pauză și să răspundeți și voi în comentarii. Nu, asta ar fi. Faceți pauză de acum încolo, dacă n-ați făcut asta, și răspundeți în comentarii. Să vedem ce se întâmplă. Putem să punem în intro să încurajăm să ghicească scorul sau monede. Exact, sau na, ceva pe acolo. Vedem. Salutare, bine ați venit pe CryptoAce. L-am alături de mine pe Daniel Niță pentru a face o provocare de bear market în această plictiseană. Ne-am gândit noi la un joc. Cum este acest joc? Avem pe cineva aici, un moderator, care ne va spune monede din top 100, sperăm noi, sper că nu se duce prea departe, și cel care va fi mai departe de preț, adică va greși, va trebui să mânce o aripioară picantă. Noi am vrea să vedem care ajunge primul la 10 și câștiga acest joc, dar în funcție de cum vom putea, avem și paharul cu apă. De cum vom putea, vom vedea până la cât putem ajunge. Avem voie de mai mult de un pahar de apă sau... Avem voie câte pahare de apă în nevoie. Numai dacă greșești 5. Corect. Dacă... Daniel, înainte să începem, ce spui despre... Ce să spun? Eu sper să le ghicesc pe toate și să mănânc și toate aripioarele picante. Să fie 10-0. Mie nu-mi place picant, deci pentru mine ar fi un challenge un pic mai dificil, dar vedem cum o ducem la cap. Mai mănâncă și ginger, deci din spate îi mai dăm și uite. Să uite cu un ochi așa, dar noi a picat și șapca, nici nu se mai vrea. Începem, zic? Să începem. Da, hai să începem cu moneda 1. Prima monedă, Internet Computer, ICP. Hai să vedem pe CryptoAce dacă știe. $4.2. $4.2 zice CryptoAce. Stai să mă gândesc imediat. Eu cred că este 4.8. Valoarea este de 5.10. CryptoAce mănâncă primul. Vreau să zic 5. M-am gândit că a scăzut mai mult, dar a fost destul cu puțin sos, ia cu sos, dar pe toată trebuie să o mănânci. Pe toată, nu o bucățică. Aia, uite, a luat o bucățică. Nu trebuie să se vadă la cameră. Arată-o. Așa. Bun. Hai că nu e chiar așa picantă. Hai să vedem. Nu e așa picantă? Bagă, ia. Păi bagă cu totul dacă nu e picantă. Ai luat doar două dale. Cred că o să avem nevoie de timelapse aici. 1 hour later. Mai departe. Moneda 2. Ok, mergem mai departe cu Sandbox. Sand. Zic al doilea, sau de fapt zic primul sau al doilea, dacă primul și formă zic eu. Da, cine câștigă zice al doilea. Așa facem. Hai să vedem. 82 de cenți. Asta e dificilă. Hai să vedem. 78 de cenți. Prețul este de 0,77 cenți. Hai, CryptoAce, stai cu conți. Hai să dau. Bea o gură. Deja s-a înrășit. Tu ai făcut ceva. N-am făcut nimic. Na, chiar nu m-am uitat. Ula, apropo, nu ne-am mai uitat de 12 ore la preț. Da, nu am ținut special, dar el n-a făcut video nu special. Nu facem de-astea. Nu ne sabotăm între noi. Hai să vedem, da? 2-0.
2-0 Daniel Nițel versus CryptoAce aici. Sandbox. O să punem pe tabelă. Câte X-uri ai făcut cu Sandbox? A fost cea mai bună mutare a mea în 2021, am făcut 8-10 X-uri. 8-10 X-uri. Între 8 și 10, că am vândut în DCA. Da. Am vândut 95%. Și am cumpărat la 10 cenți. Da. Și cred că am vândut la 8, dar încă mai dețin. Am vândut vreo 50% la 8 și acum mai dețin. La 8 dolari. Sunt backholder. La 8 dolari. La 8 dolari. Da. Eu am cumpărat la 69 de cenți și am vândut pe la 6, doar 7, 8, cam pe acolo. 1 hour later. 2-0 Daniel Nița. Hai să vedem. 2-0. Mi-e foame de moral, trebuie să le chicesc, că să le greșesc, da. Ca să încerc și eu să mănânc. Zi. Ok. Polygon. Matic. Hai că tot eu trebuie să zic primul. Totul. Îți place asta Polygon. Stai un pic să mă gândesc, că mie am zis prea rapid și de asta am greșit. Hai să vedem, se gândește. Știm că ai făcut profit cu el, deci. 81 de cenți. Aproape, să zicem. Cred. Că e vreo 81 de cenți. Eu zic 83 de cenți. 80 de cenți este valoarea. Păi și tu ai zis 81 și eu am zis 80. 83, deci ai zis... Am greșit-o pe asta. A greșit Daniel Niță, a fost la 3 cenți. Totuși avem marjă de eroare, cred că de 1% până acum. Poftă bună la cafeluță, micul dejun. Poftă bună la aripioară. Aripioară picantă. Hai să vedem dacă... E un pic picantă. E doar un pic, nu? Un pic, chiar nu e niște sos aici de usturoi, iată, nu? Deci 2-1 scorul. Până acum nu era. 1 hour later. Bun, se consideră 2-1 și o să vorbesc al doilea. Ok. Poftim? Pressure. Avem aici. Hai să vedem. Zi. Să dăm ceva mai greu. Păstrăm pentru mai tare moderatorul. Mai tare că nu se aude. Să dăm ceva mai greu. Așa. Sau păstrăm pentru mai târziu. Bam, bam, bam. Deocamdată nu. Hai să mergem cu Cosmos. Atom. Atom preferat al lui Daniel și va vorbi primul. Eu cred că Atom este 12.05. 12.3. Nu vreau să fiu măgar să fac altceva. Am zis că jucăm fair. 12.3 m-am gândit. Nu vreau să zic la un cent diferență sau ceva. Ok. Valoarea din momentul ăsta este de 12.11. Deci Daniel câștigă. 3-1 pentru Daniel Niță. Let's go! Vrea să fiu eu. Let's go, baby. Să zic Let's go. Un cent peste, dar asta e jucăm fel. Am găsit una mică. 1 hour later. Atomul e din ce în ce mai important în ecosistem și cred că o să performeze bine. Asta dacă mai prinde următorul bull market. Dacă rezolvă prindă, și supply-ul. Asta e. Dacă rezolvă și supply-ul, da, mai greu cu supply-ul. Da. Asta e de fapt problema. Ok, bun. Hai să dăm drumul domnul moderator. Okay. 3-1, Doamne ajută, vorbesc ultimul de data asta. Hai să vedem, Daniel, pentru că tot ai menționat anterior de Ethereum, hai să vedem prețul Ethereum. Ha, și nu m-am mai uitat la asta importante, tocmai, trebuie Doamne. Să mă gândesc acum cât a făcut bounce de la și eu la fel mă gândesc cât a fost mă fac de râs cu Ethereum. Hai să vedem. A făcut bounce atât sau nu? Sunt în dubii mari. 5 minutes later. Da, chiar 5 minutes later. 1325. 1326. Da, am zis fără de astea. Păi atât cred că e. Ce, eu dau cu un dolar mai mult. Sunt al doilea, n-am ce să fac. Și 1400 sau cât? Valoarea e de 1329. Incredibil. Da. Vreau să pun eu la un cent mai mult. 4-1 pentru Daniel Niță. Let's go! Lăsați comentarii pe chat dacă vă place această inițiativă, neapărat. Pe chat, în comentarii, nu? Că nu există chat. Dar era frumos să fie și live. Live mai greu, da. Mai greu. 4-1. Hai că bine. Hai că okay. Bine. Vedem. Vedem. Ok. 4-1. 4-1. Daniel Niță versus CryptoAce. Ah. Next. Hai să încercăm să dăm și mai greu. Așa, hai cu mai greu, că astea ușoare le-am numerit pe toate. Hai să vedem. Mai greu. Phantom. Oh, pe ăsta niciunul nu știu.
Tu vorbești primul. Nu știu, nu m-am uitat de mult, cred că mai îmi cereau pe chat FTM, dar... Păi da, se cereau. FTM. Wow. Vai. Nici nu cred că știu pe asta, o să mă adaptez după ce ai zis păi tu. Păi știu. Da, trebuie să pun un preț astfel încât să nu-l curc. FTM. Imediat. Hai, zi, $5. A fost la $5, cred. Acolo. $1, merg pe $1. Nu e $1. Păi știu că nu e, dar păi bag eu, în eu zic să încep să mănânci de pe acum, că știu că e mult. 99 de cenți. Eu știu că e 76. Da. Aici merge pe 76, zic 99. Sunteți foarte departe amândoi. 20,9 cenți. De 21 de cenți. 21 de cenți. Da. A fost aproape criptoiți, eu aș fi zis 79. Era bine la 79 să fie. FTM e un pic mai greu. Îmi aminteam că a scăzut, dar... Așa, 5 la 1. Că a scăzut așa. 5 la 1. Hai să vedem. Am asta, asta chiar a fost bună. Moderator 10 pentru moderator. 10. Am rezolvat prânzul. A rezolvat prânzul. Hai să vedem dacă mai poate. Mai poate, mai poate. Hai. Să-mi spuneți dacă știți ceva foarte picant. Fie în București, fie aici, în Olanda, oriunde. One hour later. Ok. Gata, hai că acum, să... hai că acum trebuie. Hai, poate mai echilibrează și CryptoAce balanța. Mi dai semnat morse. Nu, hai să vedem. Avalanche. Oh, Avalanche, da. Singura mea problemă e că el mă copiază. Și zice după ce mine. Ce-aș putea să zic? Avax, dacă... Hai, asta e simplu. Mie că-l confund. Hai să vedem, Avax nici eu nu știu cât e. $31. Avax, bă, s-ar putea. Doamne, sper să s-ar putea. Avax nu e, e sub $30. 25. 16,2. 6 la 1, da, nu, da, prea, Avax, nu prea mă uit la asta, la Avax. Nicio, da. Da, nu prea. De fapt, oricum. Pe Avax chiar mă interesează, da. 6 la 1, CryptoAce distrus. Cred că problema mea e în Olanda, aici. Asta cred și eu, că în altă parte e de la vreme, în altă parte performai mai bine pe monede. Nu, Avax-ul îmi place, moderatorul ales numai de-asta, așa, mai undercover. Șase unoase dacă face remontanta. Hai să dăm ceva ce a cumpărat și moderatorul în trecut. Oh, ceva ușor ce a cumpărat și moderatorul. Hai să vedem. Chainlink. Chainlink. Link. Link. Chainlink. Hai să vedem. Link. Chainlink. Așa, stai că se gândește. Care am cumpărat și eu. A cumpărat și el. Că la cât ai cumpărat prima dată? Nu foarte sus, dar nici nu mai știu. Trebuie să mă... Cumpăra $50. În top. Chiar. 1.1. Asta zici? Da. Că e Chainlink acum? Confund. Eu cred că trebuie să te apuci să mănânci toate. Stai. Eu o să mai dau o șansă, hai. O să mai dăm o șansă. Eu mai dau un CryptoAce o șansă aici. Cred că l-am confundat cu Matic. Așa zic și eu. Link. Chainlink. Da, știu, nu, că știu care e, l-am în minte. Chainlink. Vine păi dacă era $1, cred că se sinucideau câțiva până acum. Hai să vedem. 20. Îi mai dăm o șansă la CryptoAce? Nu l-am în minte. Ok, deci ce alegi? Uite, răspuns final. $13. $13, ok. 7,5. 7,13. 7,13. Am uitat total. E roșu caracu, nu știu. Dar trebuie să luăm pauză. Trebuie să dea moderatorul un pic zoom și trebuie să luăm pauză. Continuarea. 7-1 scorul, da? 7-1, da. 7-1 ai de zis... la APA, dar aici n-am mai știut. A zis ce link un dolar, cred că e preview peste un an de zile, cine știe. Nu, hai să vedem dacă mai ghicește măcar una până la final. Eu am încredere. Hai să vedem. Eu tot îmi doresc să-i mai dau o șansă lui CryptoAce, să-l ajut cumva. Le pune și pe moderator. O monedă despre care a avut mai multe vloguri, video, Axie Infinity. Oh, nici la Axie nu s-a mai uitat. A, da, pe asta o știu, dar iar mă copiază la un cent, mă copiază. Hai, nu te mai plângi, mă. 10.2 dolari. Dar de ce $10. Te plângi? Dacă știai, $10.2. E mai sus de $10.2, zic de pe acum. Eu cred că este $13.
Măcar nu m-a copiat. Valoarea e de 11,28, deci CryptoAce s-a câștigat. Vreau să zic 12. Vreau să zic 12. Măcar ai fost fair. 7-2 și... Hai să vedem, 7-2. 7-2 revine CryptoAce aici până la final, poate și câștigă. Ar fi o remontadă, dar... Da, sunt pregătit să câștig. Hai vedem. Bună, bună. One hour later. Da, problema mea cu crypto gaming-ul e că gamerii în general nu prea corect. Se joacă de plăcere, exact. Nu pentru a lua ceva de pe urma jocului respectiv, că na, dacă e ceva pe urmă nu mai e plăcerea, nu mă zice prea. Da, devine ca un. Dar probabil va mai ține, va fi în viitor, dar într-o altă formă, asta cred. Ok, 7-2. Și vorbesc. Tragem puțin aer și vorbesc eu acum cum mă copiază Ace. N-are o șansă să revină până la final. E o gură de apă. Să dăm ceva ce cred că niciunul dintre voi l-a urmărit în ultima vreme. Hai să vedem. Mergem departe undeva. Okay. Numerer. Număr. Am auzit de el la mine pe live, dar nu am nicio idee. Păi știu pe live multe monede de pe lista roșie. Păi acum tu o să zici peste ce zic eu sau sub ce zic eu. Exact, asta cam asta ar fi tactica pe care... Eu zic, habar n-am ce este. Eu zic că este 1.2 dolari. Da, și eu am uitat total. Eu zic că este 1.2 dolari, ok. Alegerea de bază. 1.5, merg pe mai mult. Da, e mai mult, e 14,47. Știam. Mult mai mult. Poftă bună. Am auzit de el, habar n-am. Am auzit de el, dar nu. Ce ceva din comentarii, 7-3, hai, o face remontare. Greu. Atunci zic să revenim la una. Zic șapte să revenim la una mai cunoscută. Te rog, te rog ca să okay. Aibă și Daniel o șansă. Hai să vedem. E 7-3 să-ți amintesc. 7-3, da. Și XRP. Pe ce să țină mai bine. ok, XRP. Asta e grea. Oh, XRP-ul. Hai cu șupă de rost. Asta e grea. Dar nu știu ce a făcut în ultimele, adică știu ce a făcut în ultimele zile, dar nu știu exact. 47 de cenți. 47.5. Cam aproape l-ați dat. Ok, lăsăm așa răspunsul. Lăsăm așa răspunsul. Bine, 50 de cenți. Da, știam că s-a țărat 50 de cenți. Poftă bună. 74. 74. Hai că n-am zis chiar 7000. Mai vreau niște sos. Să-mi pui și mie în caz că pierd. 74, măcar să mă prezint onorabil după ce am greșit cu cei. Zi despre XRP. XRP, moneda în care până acum nu am investit. Le-am spus și persoana pe live, pe Discord, Patreon. Nu am investit în XRP din cauza proceselor în care a fost de ani de zile, nu consider că este din nou foarte rea, însă am stat eu de pare că nu mi-au plăcut aceste procese. Acum a avut un mic pump și a revenit un pic, de asemenea supply-ul este mare pe XRP, pe Ripple. Pe la 10 cenți ar începe să mă intereseze ușor. One hour later. Pregătiți? Da. Hai să schimbăm. 7-4, nu? Da. 7-4, go. Kronos. Probleme mari. Că nu știu poate rostul, știu la virgulă. Aici din nou să fie close, la fel ca da. XRP. Întrebarea nu o să zic după tine, eu zic ce am eu în minte. Dacă vrei zic eu primul. 10,1 cenți. 10 cenți, 10... Nu, ai poți, poți să pui și virgula după... Da, 1, exact. A, tu zici 0,1 fix? 0,10. Știi ce aveam în minte fără nicio glumă? 0,9999. Fix așa aveam în minte. Acum să știu că a făcut PAM și asta. Deci ai dat-o fix cât să mă bagi în probleme mari. Cred că e totuși peste 0,1 dacă toată piața a făcut. Mm-hmm. 0,11 plus? E un pic complicat aici pentru că este foarte aproape. Trebuie să puneți
Puneți virgula după 10 cenți sau după 11. Aia o dăm egalitate, că e clar. Hai să o dăm egalitate, că o dăm e valoarea o dăm mică. Deci, vedeți, Criptoie și Daniel Niță la virgulă. Cât e? 10,5 cenți. 10,5. Adică 0,105. Deci păi, cred că eu am fost mai aproape. Ai fost mai aproape, dar... Bine, hai să o lăsăm așa. Am fost mai aproape, clar. Hai să... Uite, se trișează aici. Nu, că am zis 0,11, am fost la 0,5 diferență. Ok, trecem la asta, o lăsăm așa. Trecem la ceva fără multe virgule, ceva cu valoare mare. Quant. Quant, o. Q-n-t, quant. Q-n-t. Hai că... E pe trend acolo. Da, știu că e pe trend. E pe trend... Am analizat acum câteva zile, numai că când ai monede de monede în cap, nu știu exact cât ar putea fi. Da, așa a fost. Știu un mare, dar nu știu ce a făcut acum cu dump-ul și cu pump-ul ăsta de azi. Deci țineți cont că nu ne-am mai uitat, doar așa trecător, Bitcoin și vreo 2-3 zile nu. 146. S-ar putea să fii de parte rău. Nu-s de parte rău. 150. 167,9. Mamă, ce s-a ținut pe cândeaua asta. Da, mi-aminteam că se ține. Pare că îți revii. 75. Revenirea 75. Revenirea 75. Ca Liverpool. De asta cred că te-ai uitat. Nu? Nu. Te-ai uitat pe furiș. Ceva a făcut. Ceva a făcut criptoiți. Păi chiar luni am făcut EGLD și quant. Dar luni e acum 4-5 zile. Exact. Putea să pice în grav. Păi da. Am știut eu. Mai departe. 75. 75. Tie break. Mai este. Am revenit cu mai cu este, asta. Mai sunt. Mai este mâncare, da. Mai departe. Ok. Bun. Tezos. Oh, bun. XTZ. Tezos a cumpărat și moderatorul și a cumpărat când nu trebuia. Da. Nasol ăsta, ne. Chiar nasol, că îmi amintesc prețul de acum 3 luni și eu. Tot așa am ceva minte. 1.6. Ok, eu am ceva minte și nu o să zic cu un cent mai puțin cam. 0.95. Merg la risc total. Ok, valoarea e de $1.38, ceea ce înseamnă că tu ești cu 1.6 mai ești aproape. Mai aproape. Da, vezi dacă am fost băiat de treabă. Ok, așa cred că eu sunt mai aproape. Păi da, tu ești. Ok, da. Corect. Deci Daniel câștigă. Yes! 8.5, nu? 8.5. Bun, și acum am și avantaj. Am avantajul că tu vorbești primul. 1 hour later. 8.5. Ce ziceți de Terra Luna? Care Terra Luna? Trebuie să o sărim. E Terra Luna clasic sau e Terra Luna... E aia cu multe zerouri? Sau... Nu. Nu e clasic, e celălalt. Ok. Bun, Terra Luna simplă. Să nu încurajăm. Terra Luna... Să nu încurajăm la așa. Eu cred că este 2 punct... Tu, m-am gândit deja că eu vorbesc primul, dar eu zic fix ce m-am gândit. 1.35 m-am gândit. Da, e 2.45. E 2.69. Da, nu mă uit astfel de monede. Știți bine că eu sunt serios. Da, trebuia să te iei pe mine că am zis primul din greșeală. Păi nu, joc cinstit. Mai bine pierd cinstit. Terra Luna, Terra Luna. Am pierdut ceva pe Terra Luna, nu prea mult. Da, eu n-am apucat să cumpăr. Nu prea mult Terra Luna. Dar da, a fost nasol, a fost arestat și Docuan, sau urmează să fie arestat, da. Când a fost deja, au închis conturile, UST-ul s-a dus spre zero, dar din nou cred că va performa în următorul bull, ca un shitcoin, ca un meme coin, ceva de genul ăsta cred că va performa. 1 hour later. Neo. Moneda din 2012, altceva nu se putea găsi. N-am mai analizat-o pe asta de Neo. Neo. Nu e Neo, e Neo. Neo, nu? Cu gas. Neo. Da. Am deținut o perioadă, am și cumpărat, cred că pe la $16, am vândut-o pe la 60, cred, în bull market. Deci ce înseamnă că e 80 de cenți? Putem să schimbăm dacă... Nu, o lăsăm 80 de cenți. 80 de cenți, zici. Na, nicio șansă. Nicio șansă. Eu zic că este $8. Ești aproape cu $8, este... Mai tare moderatorul. E 7,96. La 4 cenți distanță de Neo. Da. Neo, printre primele mele iubiri. Nu se uită prima iubire. Niciodată.
La au promis atât de multe, chinezesc un Neo, na, acolo China, mereu se pompa, vin chinezii, bagă Neo. Acum nu prea mai face nimic, dar, na. Ultima! Ultima, 10, câștigător, Daniel Niță, da. Aici unde mi-e coroana. L-am lăsat pentru că e gazdă. M-a lăsat, am dat lăsat. S-a văzut că m-a lăsat, a dat unele la nimereală, era și foame, asta clar, da, era foame. Ok, am adus și moderatorul aici, îl întrebăm și pe el, el e cel care a pus întrebările. Hai să vedem dacă știe, dacă e foarte departe o să înceapă să mănânce, dacă e aproape lăsăm, nu? Cam asta. Da. Cam asta. Dacă e foarte departe, bun, hai să începem cu Monero. Hai să vedem Monero, hai să dăm un preț aici, dacă e foarte departe, adică pe lângă total, o să mănânce, dacă e cât de cât aproape. Ok, ai dat ceva de care chiar n-am auzit până acum. Hai că trebuie să știe, n-ai auzit de Monero. N-am auzit că nu sunt în domeniu, dar cine o să încerc în estimare. De câteva luni exact. Interesat de cripto. Semi-interesat, da. Semi-interesat. Dar o să, da. Hai, răspunde la Monero. Ok, 23. Nu, este 141. Ok. Ok, bai. Una. Trebuie să mănânc. O să apreciez că măcar n-am zis cu 0 în față, 0 vreo ceva. Ok. A fost mai aproape decât ai fost tu cu cei. Cu cei. Bun, hai să vedem mai departe. Mai dai departe ceva mai comun, ușor. Comun, ceva da. Mai ușor. Uite, uite, Elrond. Oh, Elrond, hai. Asta, hai că asta e românească. Că e românească. Ok. Elrond. Ți-ai stai că te trebuie să o mănânce, nu că nu furăm aici. Bun, zi. Zi, Egeledeu. Egeledeu, 51. Ah. 51 e bine, nu mănâncă aici, 53-21. Bine, rău! Bine, aplauze! Bine, rău! Aplauze pentru Egele. Adopția continuă! Adopția Egele de continuă. Ok, mai departe, hai să vedem ceva pe aici. Teta. Teta token. Preferata lui Daniel. Cât de cât? Teta. La 3 greșite încheiem video, că n-are. Teta 4,5. Oh, era frumos dacă era 4,5. Da, a fost, dar nu mai este, zic eu, estimarea mea. Da. 1,05. E un 99 de cenți. Fix acum asta. Acolo, fix acum asta. Un dolar vreau să zic, dar știam că stă la un dolar pe totuși, totuși, hai că nu sunt departe. Eu zic că da, e de 3 ori mai, de 4 ori mai. Păi e bărbare, că logică e de 3 ori mai puțin. Hai că mai faci o greșeală și aia. O greșeală și aia e, ce să mai... Dacă te întrebăm ceva mai... Sau dacă zici 2-3 la rând corect, te scapi. Tete. One hour later. Hai mă, să-i spunem, fii atent, Bitcoin. Oh, mi-a plăcut asta, n-a Bitcoin. Fost... N-a fost... N-a fost gândită, da. Bitcoin. N-a fost gândită, dar da. Cumva verificasem. Nu stai că zicea... Nu contează, dacă ai verificat, bravo ție. El nu s-a, n-a trebuit să nu verifici. Asta e. Că nu știa că bă, da, Bitcoin. Ok. Trebuie să ghicești la virgulă atunci. Fără virgulă ai greșit. Nu-ți imagina că am verificat fix Bitcoin, nu? Dar fiind primul din listă... Ți-l dat-o aici, pe mână. 18.200. Oh, departe! 19.000 okay. Plus. Da, departe. Ești cam departe, ești că e 19.400. Da, dar a fost 18.000 pe scăderea de la Bitcoin. Ești cu 1.000 de dolari, adică nu e chiar. Păi Bitcoin Conference a început acum 2 zile, deci sunt acolo. A fost la 18.000. Ce cam departe? Lăsăm, îl păsuim? Hai să lăsăm că e Bitcoin. Îl păsuim, trecem peste. A fost totuși ok pentru cineva. Ok, Cardano. Ada. Ada Cardano. Siliconata. Zine. E amuzant că am avut-o și eu. Și-am toată lumea a avut-o. Și-am vândut-o după o lună, că m-am lămurit de ea. Că n-a mai avut silicoane. Mi-a plăcut când era cu silicoane, pe urmă ai zis... Plec de aici, și te-a luat jumate. 25 de cenți? Nu. Departe. Asta chiar e departe. 37 de cenți. Dar da, probabil ai zis viitor. Probabil ai zis viitor. Dar zice că e departe. Da, e un 50% minus. Bine, dar n-a zis 2 dolari aici, la modul ăsta. Da, hai să-l păsim și aici un pic. Adică are idee. Da. Litecoin. Litecoin. Hai că Litecoin, Litecoin e printre primele monede pe care mi-ai recomandat tu. Când era la 200 de dolari. Nu, era undeva la 40 de dolari, chiar mai puțin. Mi-a zis că o să se facă bine. Și a făcut... Și nu știu, a crescut cu vreo 10-15%, mi-a zis să vând, că e posibil. Și a ajuns 200, dar e ok, nu e problemă. Măcar ai identificat-o bine inițial. Adică, da, ai identificat-o bine. Păi ai estimat bine niște prețuri, da, dacă stai și te gândești. Da,
gândește. Da, da, estima bine. Tu ai estimat prețul actual foarte bine. Oare o fi peste suma pe care ți-a zis criptoiei să cumperi sau nu? Asta e întrebarea. O fi peste sau sub? Cred că e undeva în jur de 50. Bă, 51. 51. Deci zic că îmi place de TC. Unde e? Că l-am și pierdut. Nu știu, a ieșit după... În fine, mă cresc da, pe cuvânt. Foarte aproape. Fiind prima monedă, cred, nu știu dacă... Prima pe care am cunoscut-o. Uite la aici, 51. Primeam notificări de la Revolut, dar... Cât e? Cât e? Te îndemna Revolut să cumperi. Da. 51.26. Ok, da. Ok, mai departe. Deci, încă una de final. Încă una. Hai să vedem ce putem să-i zicem. Tot una cunoscută. Una cunoscută, dar... Ia că mă gândesc și eu, poate. Imediat. Polkadot. Totul. E cunoscut. E cunoscut, hai. Îl mai am și eu prin portofel pe undeva. Cu Barcelona. Da, parteneriat. 11,2. Da, că e bun sau ce? La jumătățești. La jumătăți. Ah, 6.4. Sunt departe, da, departe. Bagă. Departe. Ultima pentru cheie. Ultima. Cât vorbește Daniel? Da, cât vorbesc eu. Pentru cheie. Bun. Da, sper că v-a plăcut acest video. Lăsați comentarii despre acest tip de video, dacă v-a plăcut, cât mănâncă aici comentatorul după Cryptoiz. Lăsați un comentariu să ne spuneți, poate mai facem, dacă aveți idei, tot așa lăsați-le în comentariu. Cryptoiz de-abia nu mai poate, de-abia așteaptă să ducă după să... După ce am pierdut 10... Cât a fost? 10? 5. 10-5. Da. Apăsați like pe acest video și subscribe, dacă încă n-ați dat subscribe aici la... La Cryptoiz, moderatorul vedem. Poate data viitoare să prezinte mai... Dar cum s-a prezentat? M-am prezentat un dolar. Pentru care nu a fost de fapt. N-a zis niciodată că cei din chem un dolar. Da, să nu uităm acest lucru. Exact, nu, e ok, ok. Bun, ne vedem în următorul. Stai să afumă și la zici tu ceva Cryptoiz. Salut! Moon Baby, când Moon Baby? Moet. Moon Baby în 3 ani. Reg Baby Angel. Pentru moment. Ok, stay safe.